am auzit, și vă zic sincer, am auzit că l-a așteptat cu sufletul la gură, pentru că au venit și pe aici, pe la scenă. Unii mai de care și m-au întrebat, dacă vine Oleg Spânu, când vine Oleg Spânu? Și-am spus că vine Oleg Spânu, aș fi venit acolo în spate, dar nu va intra până noi facem o prezentare ca la carte, așa cum vă place mie și cum vă place și dumneavoastră să auziți. Oleg Spânu este un tânăr cântăreț din Republica Moldova, care reușește să cânte oamenii prin talentul său și să ne bucure inimile. A lăsat jurații de la România au talent cu gura căscată, iar în continuare merge la emisiuni televizate pentru a-și face un nume și a arăta lumii cât de talentat este. Sunteți de acord cu mine sau nu? Și vă mai dau din casă ceva, vă spun un secret. A fost și la Vocea României și dacă vreți să știți câte scaune am tors, eu nu vă spun, n-am voie să vă spun, îmi promiteți că vă uitați din toamnă la Vocea României și îl susțineți acasă pe Oleg și, ce să zic, îi țineți pumnii să ajungă mai departe, să câștige Vocea României, bine? În aplauzele dumneavoastră, Oleg Spânu! Bună! Așa, bună ziua! În primul rând, mulțumesc pentru acea prezentare. Am venit aici la dumneavoastră să vă fac ziua mai frumoasă, da? Haideți să aplaudăm pentru cei care au organizat acest lucru. Așa, am venit în primul rând să vă doresc multă, multă sănătate, multă baftă în toate la toți. Să fiți fericiți mereu și să iubiți viața la maxim. Așa, noi începem, da? Începem cu o melodie foarte frumoasă, se numește M-a născut mama pe lume. Hai, toată lumea!